Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint din nou rubrica La Ordinea Zilei. ProTV a fost dat în judecată pentru organizarea și difuzarea primei nunți de homosexual din România în cadrul emisiunii 4 nunți și o provocare, informează Wowbiz, citat de realitatea.net. 30 de ONG-uri, un arhiepiscop și câteva vedete din showbiz s-au aliat pentru a protesta împotriva emisiunii, pe care o consideră un atac la una dintre valorile fundamentale ale umanității, familia ca uniune sacră între un bărbat și o femeie. În ciuda protestelor, ProTV a dat totuși emisiunea pe post, iar săptămâna trecută românii au putut asista la prima căsătorie între doi homosexuali în România, mai notează realitatea.net. Stăm de vorbă cu pastorul Gigi Cosman. Care credeți că este substratul? Nu cred că evenimentul acesta trebuie privit într-un context mai larg. Nu este un eveniment singular la care am putea să ne referim, ci este vorba de un context la care asistăm în tendințele mondiale, în viața umanității. Când zic viața umanității, mă gândesc la țările numite dezvoltate, Statele Unite ale Americii, Europa, cele care au tradiție și cultură. Tendința este una pe care o regăsim în istorie. De-a lungul timpului au fost tendințe de negare a valorilor morale, a valorilor familiei, a credinței în Dumnezeu și întotdeauna s-au manifestat în mod similar. Nu este un element singular în istorie. Așa cum citim în Sfânta Scriptură, există un mers al lumii acesteia. Și mersul lumii acesteia este în contradicție cu mersul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi ca ființe create și responsabile, ființe cu un corespondent moral în însă structura noastră, în conștiință plantat de El însuși. Așa că evenimentul acesta nu cred că trebuie comentat în sine neapărat. De fapt, indirect noi facem popularitate acest eveniment prin faptul că reluăm și discutăm despre el. Eu cred că discuția trebuie purtată în această tendință pe care o întâlnim, care are o progresie în ultimul secol, hai să zicem 60-70 de ani, de când a început emanciparea sexuală și tendința de independență a omului de anumite valori pe care... Revoluția hippie, revoluția sexuală din anii 60 a dat startul acestei răsturnări. Da. Sunt momente care le putem identifica undeva în istoria recentă. Deci, vorbind despre acest lucru, aș accentua faptul că noi nu suntem luați neapărat prin surprindere, pentru că este ceva normal într-o lume în care Dumnezeu nu mai joacă rolul important în viața oamenilor. Acum, asta sigur că este un sens peiorativ spus, pentru că Dumnezeu joacă rolul cel mai important în tot ceea ce se întâmplă. Însăși tendința aceasta și această răsturnare de valori nu este în afara cunoștinței lui și el nu-i lua pe surprindere niciodată. Spunea de curând președintele american Barack Obama că nu are niciun fel de toleranță față de țările care nu acceptă mișcarea LGBT, lesbiene, gay, bisexuali și transexuali. În momentul când președintele american spunea lucrul acela, mă gândeam la versetul din Biblie care spune i s-a dat o gură ca să rostească hule mari. Este foarte interesant această direcție agresivă, această tendință agresivă, pentru că, oricum, homosexualii sunt o minoritate, nu suntem o planetă de homosexuali. De ce încearcă să-și impună aceste non-valori ca și cum ar fi bune, frumoase, ca și cum ar fi valori acceptabile? Acum, noi trebuie să ne punem în postura fiecărui om, oricât de deplasat ni s-ar părea din punctul nostru de vedere al omului care îl cunoaște pe Dumnezeu. Și anume, pentru președintele Americii și pentru cei care conduc lumea acum, acestea sunt valori. Și sunt singurele valori. Ceea ce identific și înțeleg eu că se întâmplă este exact ceea ce ne spune în Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă națiunile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte?
împărații pământului se răscoală, cum sunt președinți. Și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cu alte cuvinte, aceste lanțuri care ne-au legat sunt reținerile care le avem și în conștiință și vrem să terminăm odată cu ele, pentru că ne incomodează, cum spunea Rimbaud. Rimbaud spunea, eu sunt homosexual pentru că vreau să infirm conștiința care îmi spune că nu-i bine și vreau să demonstrez că este o slăbiciune a creierului conștiința. Ei, dar aveam momente de criză în care urla, de nu mai potolea nimeni, mă voi duce în iad. Deci undeva este o zbatere în gândurile și în viața oamenilor care trăiesc în domeniile acestea. Nu trebuie să-i privim ca niște agresori. Îmi aduc aminte de o introducere într-o carte a unui autor, nu mi-amintesc acum, și spunea, în introducere spunea despre un moment în care era la un pastor trimis la o mormântare, nu prea avea el ce face, nu avea prea mare succes și l-au trimis superiorii să oficeze o înmormântare a unui homosexual. Și el s-a dus cu o inimă destul de strânsă, a citit ceva scurt din Biblie și a terminat. La care toți erau homosexuali în jur, unul din audiență zice, da, nu ne citiți și Psalmul 23. Dar nu ne citiți și de acolo. Și omul spunea, există o tânjire în viața acestor oameni după moralitate și adevăr. Acum, observația pe care ai făcut-o este perfectă, este exact punctuală la ce se întâmplă. Pentru că toate aceste declarații sunt, de fapt, declarații împotriva lui Dumnezeu și a valorilor puse de Dumnezeu. Dacă în Paris homosexualii protestează împotriva căsătorilor homosexuale și spun că lor nu le trebuie. Cetățenii parizieni. Nu, sunt bine informat. Și homosexualii au protestat împotriva căsătorilor între homosexuali, spunând că nu le trebuie, li de ajuns că pot să stea liniștiți și nu le trebuie oficieri. Deci asta este un fapt, s-a întâmplat acum 3 săptămâni, o lună. Pentru că este ciudat că într-o lume în care familia tinde spre disoluție, o minoritate de genul homosexualilor susține familia. Da, și ce vreau să spun prin asta este că mai mari zilelor vor să facă astfel de legi, nu pentru că sunt necesare, ci pentru că lovesc în mesajul creștin. Este o brăznicie la adresa lui Dumnezeu. Noi nu putem să judecăm lucrurile. Este, într-adevăr, dar asta este partea lui Dumnezeu. El este cel care trebuie să fie revoltat. Și el nu este, le lasă așa că noi nu avem altceva de făcut decât să aprindem lumina unde suntem. Nu sunt pentru marșuri împotrivă și așa mai departe, ci pentru o trăire decentă, frumoasă, în care poți influența în locul în care ești. Cum zicea Confucius, el zicea, nu te ridica vehement împotriva întunericului, vorbind despre asta, ci caută mai degrabă să aprinzi o lumină cât de mică acolo unde ești. Corect. Cred că din ceea ce spuneați dumneavoastră, cred că sunt într-adevăr două tipuri de persoane în mișcarea homosexuală, oameni care își ascultă conștiința, cărora le pare rău de ceea ce au făcut și ar dori să se pocăiască și să scape din acele lanțuri ale robiei, și alții care își promovează non-valorile lor. Și știu, chiar de curând citeam o știre în Statele Unite, încercau să dea o lege de interzicere a consilierii foștilor homosexuali. Deci cei care au vrut să scape de această... Dar există state în care este interzis. Să fie consiliați să scape. Incredibil. Da. Da, pentru că este un anumit demers. Acum, dacă citim în Scriptură, ne spune în Apocalipsa că diavolul a hotărât să dea fiarei toată puterea lui. Și fiara, în înțelesul Scripturii, sunt sistemele politice. Acum, ca moment istoric pe care îl trăim, cred că am ajuns la lepădarea de credință de care vorbește Apostolul Pavel,
și lepădarea de credință este un act oficial prin declarațiile Europei de excludere a moștenirii creștine din Constituția Europei și prin declarațiile repetate a președintelui american care a spus că noi nu suntem o națiune creștină, ci suntem niște cetățeni animați de aceleași idealuri. Și idealurile sunt cele pe care le-au afirmat de atâtea ori. La începutul mandatului, primului său mandat, i s-a cerut să decreteze o zi de rugăciune pentru națiune, a refuzat să semneze un asemenea decret, însă imediat a decretat o lună pentru transexuali, homosexuali, lesbiene. Da, este clară direcția. Deci vedem limpede că această lepădare de credință a avut loc. Ceea ce urmează după asta este probabil apariția omului fără de legi, care nu știu ce îi și nu ce explicați prea mare, vom vedea când va fi, dacă vom trăi pe atunci. La lepădarea de credință, în ultima perioadă, trei prieteni ai mei cunoscuți, unul dintre ei era chiar un înfocat susținător al Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, s-a lăsat de credință. Pur și simplu, cred că a declarat că nu mai crede nici măcar în Dumnezeu. Un altul, din nou, spunea că sunt prea mulți farisei în biserici și s-a lăsat de credință. Și al treilea era atât de dezamăgit încât și el s-a lăsat de credință. Este o lepădare de credință din interiorul bisericii. Oameni care își trăiau credința, își trăiau valoarea, nu au căzut în păcat, doar că s-au lăsat de credință. Acum, lepădarea de credință este la o declarație politică, pe de altă parte este urmată de foarte mulți oameni care sunt amăgiți. Dar, revin asupra un element, când zice că neamurile se întărătă și zic să le rupe legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Ceea ce citim imediat după aceea este că cel ce șede în cerul râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice osul Domnului, mi-a zis, tu ești fiul meu. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos rămâne Domn, rămâne stăpân. Noi trebuie să-L urmăm cu demnitate și cu credincioșie și cu dragoste față de toți oamenii și să vedem acești oameni victime ale celui rău și să lăsăm pe Dumnezeu să râdă și să-și bată joc până în momentul în care va arăta cum stau lucrurile. Pentru că ceea ce oamenii de obicei nu țin cont este că realmente există o judecată viitoare, că odată existând și având conștiință și gândire și rațiune, nu dispar, chiar dacă trupul acesta încetează să funcționeze într-o zi, și că realmente se va întâmpla ceea ce ne spune Ioan în Apocalipsa, când vorbește despre Marea Judecată, în care zice că am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele, și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Acest lucru va fi o realitate, nu va scăpa nici unul dintre cei care trăiesc și cei care au trăit vreodată pe pământ. Toți vor fi acolo, vor veni din două domenii, din prezența lui Dumnezeu și din locuința morților, la această judecată, și Dumnezeu va arăta cum stau lucrurile și va arăta de ce este fiecare loc în care este. Va arăta frământările din conștiință, va arăta dovezile lui în macrocosmos și microcosmos, scriptura care a fost negată și așa mai departe. La final aș vrea să vă rog să adresați un mesaj specific, un mesaj al Harului pentru cei care ne ascultă și poate simt că au această tendință, sau poate unii de bunăvoie aleg. Dar înainte de acest mesaj al Harului, vreau să vă mai pun o întrebare. De ce credeți că Dumnezeu a avut toleranță zero față de Sodoma și Gomora? Aș spune că a avut toleranță zero, a avut o toleranță extrem de îndelungată. Sodoma și Gomora s-a ajuns la un moment dat încât nu mai era nimeni care să gândească frumos și bine acolo. Adică în momentul în care au venit îngerii în structura unor bărbați la Sodoma, ne spune textul biblic că toți din cetate, tineri și bătrâni, au alergat și au spus, ieșiți, dați-i afară să ne împreunăm cu ei, să ne culcăm cu ei. Adică era deja generații de oameni
care au trăit așa, care nu mai aveau respect față de nimic, inclusiv bătrânii, și erau foarte puțini, mai puțin de 10 oameni care erau buni între ei. Din acest motiv a trebuit, și asta este o lecție, a trebuit Dumnezeu să distrugă locul respectiv, pentru că este o legitate între, este o lege spirituală, nu o putem identifica fizic, cu înmulțirea păcatului, se fură din energia disponibilă pentru dezvoltarea normală a fenomenelor naturii și sunt tot mai multe cataclisme, tot mai multe inundații, distrugeri de orașe întregi. Deci în sensul ăsta trebuie înțeles focul și pucioasa care au căzut peste Sodoma și Gomora. La finalul, mesaj al Harului pentru cei care ne ascultă și au astfel de tendințe homosexuale, lesbiene sau de orice fel de lucru care este ciudat în ochii celor care cred în valorile Bibliei. Aș avea un îndemn și am un îndemn atât pentru oameni care sunt departe de Dumnezeu și au prins curaj acum să se laude cu lucrurile care ar trebui să îi facă să întoarcă spre Dumnezeu cu pocăință, atât spre ei este o mână întinsă extraordinar de iubitoare a lui Dumnezeu, dar există un mesaj al Harului și pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu și cred. Ca nu cumva să ne lăsăm dominați de resentimente, ură și să fim mai răi decât ei, ci să înțelegem nevoia de mântuire și să știm să iubim oamenii, indiferent de starea în care sunt ei. Sigur că a iubi nu înseamnă să te identifici nici cu ei, nici cu practica lor, ci înseamnă să plângi pentru cel care se pierde. Deci există har din partea lui Dumnezeu și îndurare pentru toți, pentru cei care cred și pentru cei care nu cred. Totul depinde de noi să ne întoarcem spre El. Și harul constă tocmai în faptul că Dumnezeu ne primește exact cum suntem. Și credința este centrală. Și apoi își are El grijă să ne schimbe apoi și să ne aducă în asemănarea lui Hristos, dacă cu realmente luptăm și vrem pentru asta. La final v-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care doresc să se unească cu noi în această rugăciune pentru binele moral al țării noastre, în primul rând, și pentru fiecare ascultător în parte. Doamne, suntem într-o vreme în care tot mai puțini se uită în jurul lor cu băgare de seamă la universul creat de Tine și se îndreaptă spre Tine cu credință. Suntem într-un timp în care valorile pe care Tu le-ai lăsat ca să faci bine omului și societății sunt aruncate peste bord, în care societatea se descompune din ce în ce mai mult. În acest timp Te rugăm să ne dai nouă celor care Te iubim, acea trăire care influențează oamenii, acea întoarcere spre Tine reală, acea mărturie sfântă și curată care te prezintă pe Tine unei lumi care se descompune. În același timp, Doamne, Te rugăm să Te înduri de țara aceasta în care suntem. Mulțumim pentru libertatea care există în ea. Mulțumim pentru îndurările Tale. Vedem, Doamne, că n-avem nicio preliște să spunem orice lucru bun. De aceea, Doamne, Îți mulțumim pentru lucrul acesta. Dar iartă-ne pentru că am folosit această libertate în direcții greșite. Te rog, Doamne, să strezești poporul, să strezești biserica, ca realmente să slujim unui Dumnezeu viu care face minuni. Îți mulțumim pentru puterea și durarea și harul Tău. Amin. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat prin telefon cu pastorul Gigi Cosman despre un eveniment care face parte din seria evenimentelor mondene, între ghilimele, și anume ProTV-ul a fost dat în judecată pentru organizarea și difuzarea primei nunți de homosexuali din România în cadrul emisiunii 4 nunți și o provocare, informează realitatea.net. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!